cauți aici, madamă? Da, da, ce cauți aici, madamă? Eu sunt la amantul meu. Și eu sunt la amantul meu. Amantul dumitale? Amantul dumitale a fost, era, este amantul meu. Dumneata, ca o infamă, una din două trebuie să moară, sunt o credenală! Să vedem care! Poftim! Ce dracu vreau de crăcănel aici? Nu minte că se duce la Ploiești și vine la bar. Nu cumva m-am gafat o soare în cap. M-a fost unul la Grandirop, nici el, niciodată nu mai poate cunoaște. Dar cum are? N-ai ca unde? Unde-i pârlitul de pampon? N-ai. Să vedem. A dracului istoric să iasă. Trăcândem aici. Apoi aici. Mița aici. Nu mai dacă ar fi plecată, n-ai ieșit. Durerea devine din măsea, măseaua devine din răceală
așa devine din frică. Din care devine că nu mai e frică. Dacă nu mai e frică, va să zică că răceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Por exemplu, lucrează magnetismul, arde foc. Fuc și caldă-mi. Un rom și nota mea. 6. Nu. 5. Ba 6. Ăsta care l-am băut și unul de care o să mi-l aduce acum, 6. Ce calde. Lucrează strașnic magnetismul ăsta. Și am să tachirez astă seară. Da, am să tachirez. Pe toate am să le tachirez. Strașnic de cald. Nu știu. A plecat de dimineață și până acum nu s-a mai întors. Trebuie să vie ca să mă pot duce și eu la masă. O să-l aștept și eu. Dar dacă vine târziu, eu ce să fac? Să rab de foame. Trebuie să închis prăvălia și să mă duc la mâncare. Nu știu. Nu voi să știu de nimic. Eu Iordache! Ce? Iordache sunt nenorocită! Ați simțit că recănergeva. Îți spui că sunt nenorocită. Pentru? N-am. Pe care l-am iubit. Pe care l-am adorat pentru eternitate. Până la nebunie. Tu știi că l-am iubit? Ei, da, ei, ce? N-ai? Mă traduce. Aș. Mă traduce la sigur. Fugi de acolo. La sigur. De cum zile nu am văzut. Izgrim. Mânca pe o plecă mâine miercuri la Ploiești. Rămâi singură și am plecat. Sunt foarte răbălnată. Bine să-i tragi aminte. Și nici nu răspunde. Nu știu pe banda. Mi s-a făcut semn. În cărți, ca de mere. Gând la gând, cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire, la drum de seară, cu tăpă de pepe. Aș, mai credem of. De cărților, frate. Trebuie să ofer. Și să vedem. Să fie un scandal. Ha! A, un scandal! N-ai fost până acolo în universitate. Aș. Ți-ai făcut spaimă de gelozie? Nu știu. Poate mă cunoaște. Nu mă țin cu oameni de zi. Trebuie să știu cum Thank you.
când ți-am scris? Eram bolnavă atunci. Minți. Ai primit biletul meu? Da. Unde nu e biletul? Arată biletul. Peste mine l-am pierdut. Nu l-ai pierdut? Da. Unde l-ai pierdut? Știu eu unde l-am pierdut, dacă știam că-l pierd firește, că nu-l pierdeam. Nu știu unde l-ai pierdut. Nu. Bibicule, bibicule. Ei? Vezi tu sticluța asta? Ei, ce? Știi ce are înăuntru? Ce real? Eu nu cerneală, măică. Vitrion engheze. Vitrion? Ești nebună! Da, vitrion. Ești bunică? Firește că mi-e frică, da. Pentru ce, dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce e vitrion. Ba da, e un fel de metal. Nu știi ce poate face? Ba da, râlește, măică. Arde, bibicule. Momentan tot, tot și mai ales ochi. Dă-mi sticluța! Aș! Pentru ce să-ți iasă mai lucruri? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce trebuie! Pentru ce îți trebuie? Pentru ce? Pentru dumneata iluzionaita și pentru divina dumneitale. Haide, divina, tu știi ce spui? Știi și dumneata mai bine decât mine. Nu umbla cu mofturi șarlatane. Care divina ai? Divina pentru care mă traduci pe mine. Divina pe care o iubești. Divina la care ai fost azi noapte, mizerabile. Domnule, am stat acasă bolnav. Minți. Adina ori spuneai că nu știi unde ai pierdut biletul. Să-ți spui eu. Biletul meu l-a găsit în odaie la divina domnii tale, respectivul ei. Respectivul? Bun. Vezi, vezi, știi cum îl cheamă? Da, unul înalt, bărbos, fioros, cu care o să ai a face chiar astăzi. Pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu amant, căruia eu i-am fost întotdeauna fidea. Ce ai făcut? Bun, te caută să te omoară. Da. Dar până să-și răspunde el, am să vă omor eu, eu, pe divină, pe tine și pe mine. Mițo, neică, vină-ți în fire. Lasă-mă. Nu, nu te las, pentru că te iubesc. Te iubesc numai pe tine, te iubesc. Te iubesc, te iubesc numai pe tine. Înțelege că e o încurcătură la joc. Nu-i pus pe nebun de pampon pe cap. Dumneata ți-l-a pus. Vrei scandal cu orice preț? Da, vreau scandal, da! Pentru că m-ai uitat pe mine, te-ai uitat pe toate! Ai uitat că sunt fică din popor și sunt violentă! Ai uitat că sunt republicană! Că în binele mele curge sângele martirilor de la 18 februarie! Ai uitat că sunt ploieșteancă! Da, ploieșteancă! Năita și am să-ți torn o revoluție! Da, o revoluție! Să mă pomenești! Nu fi nebună. Ce o să faci? Ce să fac? Ah! Te-a vrut sticluța! Sticluța! N-ai sticluța! Taci! Poate cineva! Nu te deschide până la lumina! Cine l-a botezat? Titirtcă inimă rea. Ză, ce are el cu mine? Biata cu poane și cu neachideac. Cu ei mai am noroc. Ei nu mai scapă de-a folositor. Că despre partea lui, jupând titirtcă inimă rea, halal să fie de oasele mele. Marco Tonuge. Iar săptămâna, când s-a întors de la grădină cu popoanele, m-a găsit deștept. Bravo, Muziu Spiridoane, zice. Nu te-ai culcat până acum. Nu știu până zic, dacă nu mi-a fost somn.
Sfântul Nicolae din Cui. Ieri seara m-a găsit dormind. Bravo, Musiu Spiridoane, zice. Tu n-ai tras destul la când te-ai pus să tragi la gheasă. Nu, jupâne, zic, dacă mi-a fost somn. Somn, ai? Te trage traiul bun la somn. Auzi, cu Sfântul Nicolae trai bun, că de-aia bunul pe inimă lui jupânul. Tragi la somn. Stai, că am eu leac să stai de piroteală. Și pus mâna în păr. De nu era cocoana să seară pentru mine, tocmai le-a făcut mă rupea, că nu știu. Era turbat rău de tot. Auriu, vine. Dar tu zici-o, la ce ai venit? Stai să-ți spui, dar nu mă întreb ceața. Povestești ce-am pățit cu Mitoca? Să vezi, e halima! Auzi, mizerabilul, să-mi răzgândească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac! Stai, țața, să-ți pui și să te crucești, nu altceva. Aia de neamuri și de acasă. Tu știi că acum știi că a făcut-o Dumnezeu să-i culcă odată cu găinile. Era ambetată absolut. Drapele, parisului câte au ieșit până acum le-am citit de 3 ori. Ce să fac? N-am ce citi. Să mă duc la țața, dacă nu o să fii bucat, să mai stăm de vorbă. Scoți ivărul de la șalon și plec. Când să trec pe mai dar, mă pomenesc cu tocanul, cu precopsitul de țigări, dau cam tare drumul. Bonsoir! Bonsoir! Și știi, așa de dată somn, fă somn. Hei, cocoană, zice, mai bine ți-a acum vădură. Pardon, domnule, zic, n-am de-a face cu dumneata. Și mai întâi, când e luadnică, nu sunt văduvă, sunt liberă. Trăiesc cum îmi place cine ce are cu mine. Acum e timpul, jună sunt, de nimeni nu te pomp. Și când o-i vrea, îmi găsește dumneata Dumitra, că vorba mai de onoarea ca dumneata. Mică, te-ai căi. Zic, pardon, domnule, nu-ți permiți să te întinzi mai mult la un așa front. Mă înțelegi? Zice... Ce e când ți se bate tâmpla a dreapta? Îți vine bucurie! Mie? Bucurie? Nu crezi. Dar de ce nu? Da, când ți se bate a stângă, te împaci cu o persoană cu care ești certată. Da? Cu cine să mă împac? Nu sunt certată cu nimeni. Așa, zic Mitocanului, țațu că era trăznit? Am auzit. Că de la o vreme încoace într-o băutură, o duce. Of, țățică, moșeră! Bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu vastra macinură. Să trăiesc eu cu Mitocan? Nu era de mine, eu sunt o persoană delicată. Bine că m-am văzut liberă. Așa, să nu mă uit vorba, zic Mitocanului. Nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront. Dar el, gândește. Că o să te măriți, cocoană. Asta mă poartă pe mine! Cine ce treabă are? Tăță, ce ai, plângi? Eu? De ce să plâng? Mă doare capul. Îți sunt ochii turburi, grozav! Nu știu ce am, mă încearcă niște friguri. Nenea e de rog la noapte. Da. Dar tu zici-o, mai stai? Nu, țață, o să merg și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu. Alevo! Bonsoir, țață! Bine, ne vedem! Știi că-i sărbătoare? Să ne legăm de lina, să ne ducă la Union! La Union? Nu zici-o. Nu mai merg la Union. Dar de ce? Pentru că nu-mi face nicio plăcere. Nu înțeleg comediile alea. Ei, ce să spui? Nu voi. Ei, Doamne, țață, mă rog, știi că ești curioasă. Ce? Pentru comediile alea mergem noi. Mergem și noi să mai vedem lumea. Ce? Adică toți câți merg acolo înțeleg ceva. Gândești, merg numai așa, în capriț, de un pampluzic. De ce să mergem și noi? De ce nu voi să merg? Haideți-o, țață, îi zic eu, nenea, vrei? Nu voi și nici dumneavoastră nu mai
plus, mizerabil, să se ghiză până într-atâta ca să-mi facă un afront! Dumneata ești cu bună ziță? Bine că veniți. Eu n-am putut să viu pentru că mi-era frică să nu mă spui de-a chiriacului jupânul că am luat noapte pe drum. Ei, l-ai găsit? L-ai vorbit? L-ai dat un spus? Da, cu coană. Ce-a zis? Mersi. Și tu ce i-ai spus? Pentru puțin. Nu i-ai spus cum ți-am zis eu? Ba da. L-am luat să-i arăt casă. Nu mai trebuia să-i arăt nimic. Scrisese mie un bilet unde să fie. Așa mi-a zis. Să-i arăt casă ca să meargă la sine. Dar când să ies cu dumnealui de pe Maidan, tocmai trecea jupânul de la vale. Am lăsat persoana în chestiune să mă aștepte pe Maidan. Și eu am sărit peste un luci, prin fundul curții, ca să nu dea jupânul cu ochii nimeni. Prost! Să vii acasă și să nu mă găsească. Prostul! Nu știi că nenele de rog la noapte. Nu mai te pleacă să plăiască. Da, dacă mă găsea noaptea pe uliță, plăteai dumneata pielea mea? Ei, și zi, persoană în chestiune. Așteaptă pe Maidan? Da. Și mi-a dat și biletul ăsta, ca să ți-l aduc. Și nu mi-l dai mai curând? Adus-l-o fost. Ce pasă mie? Uite, mine, ăsta e un pungaș. Mă rog, de când ar fi acasă și eu ca să-l pungașe.
ferească că se micșorează lampa. Iată-mă, m-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc, precum iubește sclavul Lumina și orbul Libertatea. Adevărat, domnule, parană că ești nebun. Ți-am scris că Lumina de Sfântare, auzi-o prezicie, știi Lumina de cine vorbești? Cum să nu știu? Și tu mă iubești pe mine, nu mai umbla cu mofturi. Te-am văzut atunci chiar de la Union. Da, chiar atunci seara, când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublimi că și te doresc unde la amoarea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea până la stabiliment. Simțiseam că milocanul de cumnatul vă mă mirosite, știa că mă sunt după voi. Și abandonându-mă cazul de a mai intra într-o sală fără toate gatoase, m-am întors cântărât, pentru că mi-a la frică, pentru că v-am un conflict cu milocanul. Acum am aflat că ești liberă. Ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune. Ai primit-o, mi-ai răspuns eu viu și am venit. Pentru ca să-ți repet că nu, orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susținea sus și tare că tu ești aurora care deschide bolta stelată într-o adorațiune poetică plină de... Râzi, râzi, ingrato, de amoarea mea! Dacă tot iată-mă să nu râzi, vezi bine că râzi! Și apoi, știi bine cu cine vorbești? Știi bine cine sunt? Cum să nu știu? Tu ești angelul visurilor mele. Tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar luceafărul care strălucește sublim în noaptea tenebroasă existenții mele. Tu ești... Madame, da, pardon. Popoană, considerând că... adică vreau să zic respectul... pardon. Sub pretext că și pe motivul... Scuzați, pardon. Pardon, pardon. Dar, ce-i apire? Să te duci mai degrabă, să iei școală în casa asta, că tot mi ferește. Te duc că aici, bărbatul meu, mi-i dor calmă. Pardon, pardon. Să nu știi ce să mai legi de mine. Bărbatul meu suferă grozav de gelosie și e capabil de a fi în stare să te omoare. Oh, nu! Să mă omoare! Vă rog, bine, voi că am dat un moment de urgență. Ei, și mi-au place. Ce? De ce eu? Du-te! O ușa e deschisă. Du-te, și nu mă gândesc la să nu te întâlnești cu tine. Du-te de acum încolo trebuie să se întoarcă acasă. Acum că mai dai și ceva respirant și mă gândesc să nu te întâlnești cu bărbatul meu. Că te cunoaște. Și cum te vedea, zeu, te umflă! Mă umflă? Domnie voastre, prea supus și prea apetat, ritori Turianu. Are rival de la literatura de pace, circunscripția de galbeni, poete liric, colaboratore la dialogul Vocea Patriotului Național, publicist și student în drept. În drept, în strâmbă, ce pasă mie! Du-te, să-ți se de un conflict. Nu, madame, nu. Eu sunt jurnă cu educație. Nu voi scoate niciun conflict. Ești atunci? Ce vrei? Du-te! Mă duc, scuzați. Pardon, bun foară! Muzeu! Domnule, mai ne vorbicec! Și Domnul mea te-a trebuit! Fugi! Fugi de voia! Pardon! Nu pe acolo! Nu pe acolo! Scuza, pardon, bun foară! Spirituale, băiete! Tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă? Nu! Păi tu te culcă! Ce mai aștepți? Domnul Chiriac, unde este? E jos în curte. Adinea o șede pe lavița de la poartă. Dar nu știu ce-o fi avut nea Chiriac Popan. Parcă nu sunt toți voi acasă. Cine știe ce-o fi avut și dumnealui? Te,
E necă și foc. Un ceas a tot plimbat prin curte. Când am trecut pe acolo, umbla de colo, până acolo. Parcă vorbea singur și îi se bătea. O fi supărat, cine știe. Spune-i să închidă poarta. Galoanele ei le-am pus. Uite mondiul să-i duci. Bine, copare, eu. Haide, du-te! Noapte bună, Spiridon. Noapte bună, copare. Noapte bună. Săracul, Spiridon. Nu știe el ce-i pe sufletul meu. Nu știe el cum râde de mine. Eu și noapte bună. Ei! Iată, nu vrea omul, nu vrea! Dragoste cu sila nu se poate. Nu-i mai place, nu mai vrea. Bine, n-o să mor nici eu. De unde știi? Poate mai bine că s-a întâmplat așa. De ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă e să-i o ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? De ce am ajuns eu să trăiesc așa ceva? Nu! Nu mai voi să fiu proastă! Dragoste cu sila nu se poate. Bine că veni și eu n-am putut să viu pentru că mi-era frică să nu mă spuie neachiriacului jupânul că am umblat noaptea pe drum. Le-ai zis că-i vorbit, că-i da, i-ai spus? Da, Cucoana. Ce-a zis? Mersi. Și de ce i-ai spus? Pentru puțin. Mi-ai spus cum ți-am zis eu? Am luat să-i arăt casa. Nu mai trebuia să-i arăți nimic. Îi scrisesem eu în biletul de să fie. Așa mi-a zis, să-i arăt casa, ca să meargă la sigur. Dar când se ies de pe Maidan cu dumnealui, tocmai trecea jucunul de la vară. Am lăsat persoana în chestiune să mă aștepte pe Maidan. Și eu am sărit peste luci prin fundul curții ca să nu dea jupânul cu ochii de mine. Voi să vii acasă și să nu mă găsească. Prostule! Nu știi că nenei de rom la noapte? Nu mai dupe acasă până la sigur. Dar dacă mă găseam noaptea pe uliță, plăteai dumneata fiela mea? Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan? Da, și mi-a dat și biletul ăsta. Și nu mi-l dai mai decât? Mai curând? Am să văd. Angel radios! De când te-am văzut de întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut buzul rațiunii. Te iubesc la nemurire, je vous aime, vous adore, che pretendez vous encore. Inima palpită de amoare, sunt într-o poziție pitorească și misericordioasă și sufăr peste poate. O, da, tu ești aurora sublimă, care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică, infinită. De suspine misterioase, pline de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-și facă acea anexată poezie. Ești un crin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără la lea. Un poet nebun și tatu, te adoră, ah, copilă! De-a lui pozițiune turmentată, fie-ți mică, te iubesc la nemurire și-ți dedic lira mea, al tău pentru eternitate și pentru fiu. Spiritoare, du-te!
mă duc până nu mi-o da voie ori Nea Chiriac, ori Popoana. Unde e Chiriac? Nu știu, până în curte. Dar țața? Lucrează dincolo. Ia că de fine, Popoana. Dumneata m-ai chemat. Eu? Spiridon mi-a spus că... Da, am zis lui Spiridon să-ți aducă mărirul. L-am pus. Mersi. Pentru puțin. Poarta am închis-o. Bine. Ar primit numai ai să-mi poruncești. Ce? Eu să-ți poruncesc dumitale? Să-mi poruncești firește. Nu mi-e stăpân. Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie. Bine, domnule Chiriac. Bine, zi-ne aminte. Când ai zis? Ei, de ieri seama până acum. Cum ai petrecut? Ți-i mai bine așa? Da! Îți pare bine de ce ai făcut? Nu mă știu să fi făcut nimic. Dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Mâine seară mergi iar la Union. Dacă vrea dumneavoastră să mergi, trebuie să merg, firește. Ca să te puntezi cu ampliatul dumitare? Domnule! Vorba asta. Dacă n-ai avut destul de vreme să mă cunoști, păcat! Eu te credeam că dumneata mai deștept. Jură-te încă o dată! Să mă mai jur? Eu nu m-am jurat, n-am plâns. Cu ce m-am ales? Nu mai mă jur pentru că nu mă crezi. De plâns, aș mai plânge, dar nu mai pot. Dar în sfârșit, nu strigi dumneata. Eu stric. Nu trebuia să-mi primit acum publică dumneata. De-aia zic și mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i strig o dată. Am isprăvit. Jură-te încă o dată și... Dumneata crezi mai multe prostie și mărările bărbatului decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine și pe mine și pe dânsul. Dar foarte bine ai făcut să mă crezi. Așa e, eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să vrezi de dumneata. Acum, bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă, ce a fost de trecut? Bonsoir! Te duci. La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? Nu mai zice dumneata! Cum poftești? Cum i-a zis până ieri? Azi, ieri a trecut. Și nu vrei să se mai întoarcă? Nu! Veto! Nu, lasă-mă! Ce folos să te ferici și am avut un an, dacă într-o zi mi-am plâns-o toată? Nu, nu mai voi. Mai bine mi este așa cum sunt. Dar eu ce să fac? Ce fac și eu? Tu învăț la ce te zvăț, nu știi dumneata? Zvăț, peste nimic. Îi scoți românului ochii și pare, zici. Lasă, că nu e rău și fără să mai vis. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățul are și dezvăț. Dar dacă noi vrei să mai crezi așa, care va să zică să mor, ai? E bine, ar fi să poată mori omul când vrea, dar nu are nimeni de asta. Dar dacă e omul lui, vezi dumneata șpanga asta? Chiriac! Lasă-mă! Te știu eu cine ești. Nu te las, nu voi să ți se tragă moartea de la mine. Fugi! Lasă-mă! Chiriac! Dacă vrei să te omor, omor amântii pe mine. Chiriac, nu ție milă de mine. Toate din mai și mai bine le-ai uitat într-o zi, Chiriac. Tocmai pentru că nu le-am uitat. Vreau mai bine să mor. Dacă nu mai este nimic între noi, spune-mi dumneata, cum să mai trăiesc? Adio, viață, lasă-mă, fugi, Chiriac, lasă-mă! Chiriac, vrei să strig, ești nebun? Da, sunt nebun, firește că sunt nebun. M-ai nebunit dumneata. Dumneata să-mi tragi păcatul. Câte gânduri și dor mai azi pe mine. Nu mă întrebi. Dacă pe mine nu mă întrebi, Chiriac, ascultă. Nu mi-ai zis tu să mă jur încă o dată? Dacă mă jura, mă crezi? Te crezi. Dragă Chiriac, să ne-am parte de ochii mei, să ne-am parte de viața ta. Să nu mai pun păcare o zi fericită cu tine. Na, ce mă vrei? Dacă știu eu ceva la sufletul meu decât că ți le-a spălit dumnealui. De ce te-ai dus la inima? M-am dus de gura sorii miziții. Era mai multă, de n-aveam multe stă. Când am auzit la jucat cu medii, n-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toate seara, prietul grădinii, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și viseam ceva. N-am auzit nimic, n-am văzut nimic său. Mă joc pe ce vrei tu. Mă crezi? Yes. Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor său. Mă omor. Nu, nu mai fac. Îmi făgăduiești? Te juri? Da. Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc? Da. Că numai pentru tine
Da. Și nu o să mai zici nicio vorbă rea? Da. Nu. Și nu o să mai mă faci să plâng? Nu, dar mă ierți. Dar tu pe mine mă ierți? Eu te-am iertat pe mine.